Judecătorii și procurorii cu cel puțin 10 ani de experiență ar putea să nu mai fie scutiți de examenul de intrare în avocatură. Deputații PAS au votat în prima lectură un proiect de modificare a legii cu privire la avocatură. Documentul prevede că judecătorii și procurorii trebuie să urmeze un curs de cel puțin 20 de ore la Centrul de Instruire a Avocaților. Totodată, mai multe categorii de persoane nu vor putea obține licența de avocat. Cei care au fost condamnați anterior pentru infracțiuni grave, cei care au renunțat la funcția de judecător, notar, consultant juridic, funcționar public sau din alte organe de drept în circumstanțe nu tocmai onorabile. În viitorul apropiat urmează a fi propus spre examinare și aprobare un proiect de lege despre care a vorbit domnul ministru puțin mai devreme. Cu privire la evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, credem că este imperios necesar ca profesia de avocat să nu devină o ramură de refugiu care să găzduiască persoanele care au fost implicate în acte de corupție, au intentat dosare politice și au servit intereselor clanurilor mafiotice. În prezent, după o modificare a legii cu privire la avocatură votată de Parlament în aprilie anul acesta, procurorii și judecătorii cu o experiență de 10 ani pot obține licență de avocat fără a susține un stagiu de practică și examen de calificare. De aceleași beneficii se bucură și persoanele care dețin titlul de doctor în drept. În noua lege, doctorii în drept nu mai sunt privilegiați.